Salut și bine v-am găsit! Astăzi vă voi prezenta un combo format dintr-o mulinetă și o lansetă de bitecast. Se numește Revo X de la Abu Garcia. Lanseta are aproximativ 2 metri, 1,98, sper să nu mă înșel. Ea poate lansa năluci între 15 și 45 de grame. Eu acum folosesc o nălucă de 6 grame dedicată bibanului în mod special, dar nu pare a fi un inconvenient. Mulineta se comportă extraordinar de bine. În următoarele minute vă voi spune exact și cât am dat pe ea și cât a costat toată distracția. Ce m-a atras în mod special la această mulinetă este designul. Mânerul sau gripul oferă un confort extraordinar de bun. Nu este burete cum se obișnuiește la restul lansetelor, ca de exemplu aici sus, ci este format dintr-un fel de cauciuc de foarte bună calitate. Deci se simte extrem, extrem de premium la atingere. Ce mi-a place foarte, foarte mult este acest grip, care oferă o stabilitate foarte, foarte bună în momentul în care ții mulineta în mână, după cum se poate vedea. Deci, efectiv, nu ai cum să o scapi din mână. Are un raport de 7.3:1. Deci, lanseta cu totul este formată undeva la 40% din carbon și restul de 60% din fibră de sticlă și alte materiale. Voi face un scurt test de rezistență. Deci, după cum se poate vedea, formează o curbă de, nici nu știu cum să o numesc, nu e 180 de grade, dar zicem că e undeva la 150 de grade, 160. Deci are o elasticitate enormă, enorm de bună. Inelele, din câte am înțeles, sunt de bună calitate. Este și normal, doar acest combo a costat 136 de euro. Lanseta a fost achiziționată de pe Amazon. Prețul poate să difere în funcție de vânzător, furnizor și mai departe. Să vedem cum se comportă ea. N-a aruncat și să vedem, poate chiar prindem ceva. Ia hai. Cam arunca bine. Firul destul de grosuț și îl ia apa. Și nici pomela nu este una foarte grea, 6 grame. Și mi-am lăsat restul momelor mai mare acasă. Nu așa am făcut peruca. Ok. Deci n-a tras deloc și absolut deloc. Am avut un singur atac toată ziua. În rest nimic mai mult. Nici un singur atac toată ziua. Să las seara și ce să munceți în țară. Câte ce-o să...
23-6. N-am prins nimic, dar hai, încercăm data viitoare. Deci, cam asta a fost review-ul lansetei de Bitecast Abu Garcia. N-am avut un noroc extraordinar azi, n-am prins nimic, dar hai, încercăm data viitoare. Îți mulțumesc enorm de mult că te-ai uitat până la capăt. Să lași un subscribe, pentru că m-ar ajuta enorm de mult în caz că n-ai făcut-o deja, un like, pentru că va crește algoritmul și poate așa apar și eu pe la recomandate, ușor, ușor. Cam asta a fost. Până una alta, v-am lăsat. Ciao!